Toate unitățile spitalicești de specialitate din România vor fi dotate cu incubatoare. Ministrul Sănătății Patriciu Achimaș a anunțat alocarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Sănătății pentru dotarea tuturor spitalelor cu necesarul de incubatoare. La începutul acestui an, Ministerul Sănătății a demarat un proces de colectare de date de la toate unitățile spitalicești cu secții de obstetrică, ginecologie și neonatologie din țară, atât de la nivelul unităților aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și a unităților spitalicești, care în urma procesului de descentralizare se află în subordinea consiliilor locale. Astfel, programul Mama și Copilul va asigura necesarul de 597 de incubatoare. Dintre acestea, 132 vor acoperi necesarul celor 9 spitale aflate sub ordinea Ministerului Sănătății, iar 465 vor fi destinate celor 114 unități spitalicești locale. Pentru acoperirea acestui necesar, Ministerul Sănătății a alocat un buget de 33 de milioane de lei, adică echivalentul la peste 7,3 milioane de euro. În conformitate cu normele legale în vigoare, spitalele publice din rețeaua autorităților locale au obligația de a contribui la achiziționarea aparaturii medicale cu fonduri de minim 10% din valoarea totală la achiziției. După alocarea acestei cofinanțări, Ministerul Sănătății pune la dispoziție diferența de 90% din fondurile necesare achiziției incubatoarelor. Programul Mama și Copilul reprezintă o prioritate asumată la nivel strategic, atât din perspectiva dezvoltării asistenței medicale pentru nou-născuți, a screeningului prenatal, cât și a diferitelor tipuri de servicii medicale necesare deopotrivă mamei și copilului. Inițiativa legată de dotarea tuturor spitalelor cu incubatoare reprezintă doar începutul unui demers mai amplu în marja programului Mama și Copilul. În acest sens, Ministerul Sănătății va elabora până în data de 1 iunie 2016 un plan de acțiune realist și eficient, care să identifice și să acopere principalele nevoi în domeniu. Planul de acțiune va îngloba informații și propuneri din rândul specialiștilor în domeniul sănătății, dar și al societății civile implicate în zona de sănătate a mamei și copilului. Pentru a asigura efectivitatea acestui demers, vor fi organizate în perioada martie-mai 2016 o serie de întâlniri strategice la nivelul centrelor universitare.